Unde sunteți acum? În Boga? Ei, dacă vedeți că încoace, poate mă repede eu la... Ei, au venit. Dar vă aștept aici. Nu mai este. Deci veniți încoace și discutăm aceea să vedem ce facem. Că? Pe aici a venit apa, de aici. Da? Și? Da. Pe la cât? Pe la 4. Azi noapte. Și a plouat mult? A plouat, de ieri dimineață plouă. De ieri dimineață plouă, în continuu. Și ce spuneați de stut? Că ai am acolo stut de aici. Ce spuneați de stut? Aici. Și? Aici a stut din ea, eu nu-mi dat aici. Nu știu dacă a intrat apa în ei. Cât stupere? Vă 14. De-al din. Nivelul la aici, transportul cu galeta. Încă nu. Aici nu, nu. Până unde a fost? Până aici, iar acum la poarta. Până aici a fost. Până aici a fost. Dar a fost până la bordură, sus, acolo. Ia uite, uite aici înăuntru. E într-o leacă înăuntru, să vezi. În, dacă ai lumină acolo. Am scos ca spăl la nivelul ăsta și am scos-o eu, dar am dat-o jos. E greu, tata, că mai vine o dată, ne ducem. Ne ducem cu totul. Asta e a doua oară. De când plouă? De ieri dimineață. Ia uitați-vă în grădinul ăla.
o grădină aici. Ce spuneți? Ce spuneți că? Ce? Ce spuneați mai înainte? Până unde? Până în fundul grădinii, la 100 de metri. Asta e toată apa. Deci recoltă? Dacă nevoie. N-ați apucat până acum să o strângeți sau? Am prins-o odată, uite, ne-am mai apucat castravețea cu alea, fasolea dincolo, porumbul dincolo. Dați! Dați cu mătură! Dați cu mătură! Ia uite, ia uite mâle acolo. Să facem să fac pompa în priză, ca să curăț tot mâlul ăsta, că ăsta să lipește, să arunești, ca jos. Din partea prefecturii am rămas la nivel de hârtie. N-am primit sprijin, n-am primit nimic. S-a venit, a zis, evaluările au fost făcute numai în baza, dacă a căzut casa jos. Avem noi. Dar oamenii sunt foarte supărați și foarte nemulțumiți. Cu ce mai poate ajuta primăria? Primăria nu-i poate ajuta decât cu ceea ce avem la fața locului. Adică? Să-i sprijinim, i-am scos, i-am mutat care a avut nevoie, i-am aia, cu motopompe, le-am scos apa din fântâni, le-am din beciuri, din casă unde a rămas, din băltești, dar în momentul cât este apă și până nu se stabilește apa să nu mai curgă, să rămână unde băltești, nu putem să-i ajutăm cu nimic, primăria. Dar aveți bani pe care îi puteți folosi în acest sens? Bani pentru așa ceva n-avem. Și atunci cu ce o să rezolvați? Numai cu sprijinul prefecturii, guvernului, să fie alocați pe un proiect mare pentru decolmatare acestui râu slimnic, că altfel zona asta aici este, va fi o problemă în permanență. În cât timp credeți că se va rezolva această treabă? Promisiuni de la SEIA, va trimite un proiectant mâine sau poimâine,
stabilim exact și după aia să vedem ce putem interveni. Și oamenii cât credeți că ar trebui să mai aștepte, să-și vadă și visul ăsta cu ochii? Din partea mea eu aș rezolva și mâine. Din partea autorităților mai sus mă îndoiesc. Toată lumea plânge după bani, când nu sunt. ANIF-ul spune că n-are bani pentru curățarea canalelor care sunt pe pășune aici, toate sunt canalele ANIF-ului. Toată lumea... Ca să zic așa, sunteți, în concluzie, sunteți la mila lui Dumnezeu. La mila lui Dumnezeu și autoritățile să vedem cum să ne ajutăm mai de sus. Bani de la guvern. Deci numai cu un proiect pentru a termina această problemă, numai s-a făcut idiguri, e colmatată toată Albia, porțiunea asta de aici, unde și problema este că este o curbă care întoarce înapoi. Aici sunt oameni necăjiți, sunt oameni... Suciu în perete. Ce problema? Stai să vă întreb eu ceva. Da. Dumneavoastră sunteți primar. Gospodină. Da. Ce credeți? Cum intră oamenii ăștia în iarnă, cu pereții ulți, cu... Nu-i vina nici a primării la cel, dar eu am problemă cu județeana asta. Lăsați un de județeană, da. Să vedeți așa de curiozitate. Vă rog eu din suflet. Vă rog din suflet așa, ca să vedeți dacă ăsta e drum județean. Păi da, și dumneavoastră. Deci asta e fântână de un nivel... De unde bem noi apă? De un bun adus poftiți. De, mă rog că... Că nu-i voie, domnule, să vină. Nici pentru animale nu-i poftim! Bun. Uitați-vă dumneavoastră dacă e... Nu... Dar nu prea sunt de a poza eu acum. Uitați-vă dumneavoastră, mă rog ca la... Cum să spun, parcă cer un cap de țară? Nu cer, domnule, un cap. Să vadă care au făcut șoseaua asta. Că e drum național și evident că domn primar n-are voie să o facă, că îi amendează, că se bagă pentru treburile lor. Dar uitați, fotografiați noastră în jurul fântânii, dacă se poate bea apă de aici. E normal? Deci de câte ori plouă, da, uite, se infiltrează. Nu, dar uitați-vă, din gât, din groapa aia, se duce tot aici și ați văzut, da? E, asta e apa. Noi ce facem? Nu mai zic de animale, dar nici animale nu pot bea apă. Cum să vă explic? Uitați-vă, dacă e frumos, e bine lângă fântână așa ceva. Nu-i vină primăria, să vină cu județeana să vadă ce asfalt ne-a făcut acum, anul trecut, zic eu. Sau nu, acum 2 ani. Dacă asta e drum, chiar vă rog, n-am avut... Vă filmez. Am trecut până aici a fost. Anul trecut, o lună jumătate, până la burtă la mine aici înainte. Dar să vede în casă, burma. Și acum a intrat în casă? Și acum a intrat, vine și vine și acum. Dar vedeți, a intrat. Până unde se vede aici, acolo, urmile alea, uitați, am mai încercat de a mai da, până e 25, la mama, la bătrână. Câți ani are? Are 86 de ani. Până nu trecut mi-a scos o pompiere, acum de o lună jumate, acum a venit un vărdea meu. Dimineața, la 5, a luat-o în schinare și a dus-o la el acasă, dincolo. Că nu se mai poate. Aici, nu face nimic, doamne, la gârlă aia trebuie făcut. Doamne primar, ce să facă el? Îi pune pe aia la tot social și nu face. Da, am văzut la magazin acolo, la terasă, erau vreo câțiva. Ce făceam? Nu știu, am venit direct în coace. Am venit, eu locuiesc la Gugești și am venit aici, am aici acasă. Dar am înțeles că și la Gugești sunt probleme. Sunt probleme și la Gugești, sunt și acolo. La Gugești, la Dumbrăveni am înțeles. Până e un canal și acolo. Și acolo.
Am luat noapte pe la 3 noaptea, m-am trezit că eram la Focșani, locuiesc la Focșani cu familia și ploua torențial. Soția mea era de serviciu și chiar m-a sunat, măi, ia vezi, dă un telefon la țară, că i-am sunat și eu și nu răspunde nimeni la telefon. Și i-am tot sunat, nu mi-a răspuns nimeni la telefon, părinții mei nu mi-au răspuns la telefon, am sunat niște vecini pe aici, nici ei nu mi-au răspuns. Vă dați seama că te gândești la cei mai rău. Și în momentul ăla, ne luăm legătura cu nimeni, neștiind ce, care e situația, având în vedere că pe 24 au fost aici iar prăpăd, apa până la brâu, atunci, așa, m-am urcat în mașină și am venit la Bogza. Ce ați găsit? La Bogza, începând din căia ta, încoace, am găsit apă pe drum, pe șosea principală. Iar când am intrat aici în Bogza, la biserică, n-am putut să mai înaintez, pentru că apa era trecea de genunchi, apa. A trebuit să o colesc până altă parte de am ajuns la mine, n-am putut să ajung până... Ce ați găsit acasă? Acasă am găsit casa inundată, bătrânii erau, tremurau, erau plini de apă, speriați. Așa. O mătușă de-a mea am salvat-o eu dimineață, că am sunat la 112 la urgenții. Și era săraca în apă până la brâu aici, are 86 de ani, bătrâna, și a trebuit mătușa mea. Am luat-o și am adus-o în casă la mine, acolo, la părinții mei. Pe toți, unde i-am protejat un pic, altfel intrau într-un șoc hipotermic și, Doamne ferește, nu puteai să știi ce se poate întâmpla. Dar acolo, nu, acum, în fața camerei. Janine, vorbesc. Hai zoom. Și bătrânul? Bătrânul i-am adăpostit în altă cameră aici. Da. Stați acolo că mi-a... Nu, dați-vă de lumină. Așa, nu, că nu intră... Dă-te și tu, Dani.
în casă, mi-a băgat. Am făcut curățenie acolo și acum iar de nou usa aia. Cât ani aveți? Am muncit gheată, babă, bolnavă și aia. Nu, nu mai putem. Ia două oară când se întâmplă. Ia două oară, tată. Ia două oară de când... Hai. Uite, acum... Ia ne-a pognit iar de nou. V-ați speriat? Nu mai știi ce să mai facem. Din când să plec de aici, de acasă. Unde mai mă duce, Domnul știe. Că sunt bătrân de 82 de ani, dar n-am pățit ca acum, Doamne, să rămână. N-am pățit ca acum. Și rândololantul și acum, la fel. Nu mai știu. Noroc cu băiatul că a venit de ne-a salvat aici așa. Eu bătrân, baba... Apa în grădiniță până la zidul casei. Ia uitați-vă să vedeți ce-i la mine. Și sunt să sigură că omul i-a murit, băieții, nu i-am aici. Îi șale, domnule, ce facem, domnilor, ce facem? Unde ne băgăm? Unde să fugim? Când avem unde, asta e casa noastră care am muncit la tinereții și la bătrâneții, nu putem să o stăpânim. Ne-a intrat apa și în fântână, a scos-o. Dar ce să mai facem, domnilor? Primăria nu face nimica pentru noi. Ne lasă să murim aici. Murim altceva, n-avem ce să mai facem. Care sunt câte doi mai sunt, dar care e unul singur, ce să faci? Cum sunt eu? Că eu sunt singură. N-am pe nimerea cu mine. La omul ăsta a intrat apa în casă și rândul ăla, lantul spunea că a mai intrat și acum. Aia din, mai dincolo, că a venit din ea sculat din somn. Că doriam. Am adormit, eu sunt și bolnavă, iau pastilii. Cred că o să iau să nu mai mă trezesc din lopare, ca să mai văd ce mai e pe aici. Că n-avem ce să vedem. Pleasure.